Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Crearea unui bloc politic la Moscova de către echipa fugarului Ilan Șor este o trădare de patrie, cel puțin din punct de vedere politic, spune președintele Parlamentului, în timp ce unii deputați din opoziție nu văd o problemă în asta. Este strădători, da, care au mers la Moscova pentru a promite, a face angajamente că vor răsturna parcursul nostru european. Sunt reguli mai stricte de control la aeroport, anunță poliția de frontieră, iar pasagerii sunt îndemnați să ajungă la aerogară cu 3 ore înainte de zbor. Șoferul unui autobuz de pe ruta Chișinău-Gruzești a fost prins băut la volan chiar în timpul cursei, avea depășită de 3 ori concentrația de alcool în aerul expirat. A plouat cu grindină în nordul țării, la Soroca, grădinile și curțile oamenilor au fost acoperite de gheață. Crearea unui bloc politic la Moscova de către echipa fugarului Ilan Șor este o trădare de patrie, cel puțin din punct de vedere politic. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu. În același timp, comuniștii spun că nu văd o problemă în organizarea acelui așa numit congres la Moscova și nu exclud posibilitatea unor viitoare negocieri cu blocul lui Șor. Colegii lor socialiștii au fost mai rezervați în declarații. Ce vor fi întâlniți cei care au fost și se află acum la Moscova și au creat? Vor fi întâlniți cu legea. Da, vor fi întâlniți cu legea. Bine, o să dea după politic, vorbim, da, din punct de vedere politic, eu consider că ăștia strădători, da, care au mers la Moscova pentru a promite, a face angajamente că vor răsturna parcursul nostru european. În acest context, Igor Grosu a îndemnat organele de drept să-și facă bine treaba pentru a contracara orice încercări de destabilizare. Și încurajăm să fie mai îndrăzneți, mai curajoși, domnii procurori în special. De o altă părere sunt însă unii reprezentanți din opoziție. Deputații comuniști spun că nu văd o problemă în organizarea unui congres la Moscova. Blocul Victoria, вообще, событие Victoria, это достойный повод. Как это делается? Это второй вопрос. Ну, сейчас вот познакомимся подробнее с этим делом, будет выработано мнение. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Diana Caraman, nu exclude ca în viitor să se așeze la o masă de negocieri cu oamenii care îl reprezintă pe fugarul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Если будет приглашение, посмотрим, что будем делать, какое будет приглашение, на каких условиях. Deputatul socialist Vlad Batrâncea a fost mai rezervat în declarații. Analizați să vă așezați la masa de negocieri cu ei în cazul în care veți fi. Noi avem în blocul nostru cu Partidul Comuniștilor, repet, avem propria agenda, propria poziție, propria atitudine față de tot proces, suntem cea mai mare forță de opoziție. Declarațiile vin după ce duminica trecută fugarul Ilan Șor și-a adunat echipa la Moscova, unde a anunțat crearea unui bloc din care fac parte partidele pe care le conduce din umbră. Ulterior, luni seara, procurorii au efectuat percheziții la aeroport și au anunțat că susținătorii lui Șor, care au participat și ei la congres, au încercat să introducă în țară peste 20 de milioane de lei. A fost inițiată o cauză penală pentru contrabandă în interesul unui grup criminal organizat săvârșit de două sau mai multe persoane. Astăzi, Șor a scris pe pagina sa de Facebook că autoritățile trebuie să întoarcă că banii ridicați de la pasagerii întorși de la Moscova și că echipa sa se va adresa în instanță. Președintele Adunării Populare din Autonomia Găgăuză, Dimitri Constantinov, susține că a rămas fără pașaport diplomatic. Reprezentanții Poliției de Frontieră spun că actul i-a fost ridicat după ce au constatat că acesta nu mai este valabil. Acum documentul va fi transmis conform procedurilor instituției care l-a emis. Într-o conferință susținută la Comrat după revenirea de la Moscova, unde a participat la adunarea organizată de fugarul Ilan Șor, președintele Adunării Populare din Autonomia Găgăuză, Dmitri Constantinov, s-a plâns că pe aeroportul internațional Chișinău a rămas fără pașaportul diplomatic. Eu, subotu, виїхав нормально, сьогодні вторник уже, сьогодні роботи. Що случилось вообще? Reprezentanții Poliției de Frontieră ne-au spus că Dmitri Constantinov a fost lipsit de pașaportul diplomatic după ce s-a constatat că documentul nu este valabil. Acum actul va fi transmis conform procedurilor instituției care l-a emis. Președintele Autonomiei Găgăuze, Dmitri Constantinov, împreună cu bașcanul Evgenia Guțul, dar și alți lideri ai partidelor controlate de Ilan Șor, condamnat pentru frauda bancară, au participat pe 21 aprilie la Moscova
la crearea blocului politic Victorie. Procuratura Generală a anunțat că examinează sub aspectul trădării de patrie acțiunile politicienilor afiliați grupului Fugarului Lanșor, care au participat la acest eveniment. Reguli mai stricte pe aeroportul Chișinău. Poliția de frontieră anunță că procedurile de control și de înregistrare a pasagerilor au fost revizuite pentru a asigura securitatea călătorilor și angajaților. Din acest motiv, pasagerii sunt îndemnați să ajungă la aerogară cu cel puțin 3 ore înainte de zbor. Potrivit poliției de frontieră, odată cu sezonul estival, numărul călătorilor va crește, respectiv sunt necesare proceduri mai stricte de control. Măsurile au fost anunțate după ce în ultima săptămână au fost mai multe alerte cu bombă la aeroport. Mitropolitul Vladimir îndeamnă preoții care au aderat la Mitropolia Basarabiei să se pocăiască și să revină la Mitropolia Moldovei. Eu nu revin nicăieri, eu sunt în Mitropolia Basarabiei, sunt cu biserica mea mamă. Este un apel absurd, eu l-aș numi chiar nesincer, în viață în care își mai, vor să-și mai arate o dragoste falsă. Cum a comentat Mitropolia Basarabiei mesajul lansat public de Mitropolitul Vladimir, aflați în jurnal. Sfârșitul de aprilie ne aduce vreme instabilă. În nordul țării a plouat puternic astăzi pe alocuri cu grindină. Internauții au publicat mai multe imagini cu gheața care s-a așternut în mai multe localități din Soroca. Doamne, Maica, Domnul, oprește, te rog, Doamne, Aceste imagini din satul Cureșnița, Soroca, au apărut pe un canal de Telegram. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că începând din această seară și până mâine, este așteptată vreme instabilă pe întreg teritoriul țării. În timpul nopții, temperaturile vor oscila între 7 și 12 grade, iar ziua se vor înregistra maxime de 18 grade. Vremea nu se va schimba esențial până la sfârșitul săptămânii, în weekend fiind așteptate maxime de până la 20 de grade în sudul țării. Drumul de acces spre punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta, despre care Procuratura Anticorupție anunța acum câteva luni că s-ar fi construit cu ilegalități, este aproape finalizat. Lucrările nu au fost oprite pe perioada anchetei și au fost realizate de compania investigată de procurori. Ministrul Infrastructurii, care s-a lăudat cu proiectul finalizat, a evitat să comenteze suspiciunile de corupție. Lucrările de construcție s-au desfășurat în 4 etape: construcția drumului de acces spre punctul de trecere a frontierei, amenajarea acestuia, construcția unei parcări speciale și a unui drum de ocolire a orașului Leova. Când vorbim de acest proiect, nu vorbim doar de 3,5 km de drum, dar de toate aceste 4 etape. Construcția acestui drum, parcare, spațiu pentru poliția de frontieră și serviciu vamal au fost s-au făcute din bugetul de stat. Podul de pontoane și pe partea română s-au făcut din bugetul României. Construcția drumului de acces spre punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta a început în toamna anului 2022. Inițial, valoarea proiectului a fost estimată la 250 de milioane de lei, costurile însă au crescut cu 30 de milioane de lei. Când vorbim despre implementarea obiectivului și anume de 3,5 km, deci noi avem aici 400 de metri, care de fapt avem 4 benzi de circulație și nu sunt 2 benzi de circulație, ceea ce dacă am proiectat, s-ar lungi automat la 800 de metri. Lucrările de amenajare a parcării din preajma punctului de trecere a frontierei Leova-Bumbăta vor fi finisate până la sfârșitul lunii mai, susțin autoritățile. Aici vor putea staționa 100 de tiruri. Potrivit responsabililor, astfel de parcări vor fi construite la fiecare punct de trecere a frontierei. Potrivit Ministrului Infrastructurii, parcările la două puncte de trecere a frontierei moldo-române urmează să fie construite în termen de 3-5 ani. Ce ține de infrastructura de parcări, ea trebuie făcută atunci când se reabilitează drumurile. Și așa cum deja a menționat colegii de la Administrația de Stat a drumurilor, drumurile pe care le proiectăm deja în ultimii ani iau în calcul și construcția de parcări. Și avem situația la Leușeni, care noi facem și la Giurgiulești. Sunt primele două parcări care fac parte inclusiv din reabilitarea drumului de acces acolo și pentru ele deja este planificat construcția de parcări. Și când am putea să le avem? Așa cum deja v-am obișnuit și să vă spun, aceste proiecte durează. În decembrie 2023, Procuratura Anticorupție a pornit un dosar ce vizează pretinsele acțiunii legale în timpul construcției drumului de acces către punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta. Atunci, ofițerii CNA au descins cu percheziții la angajații ai Administrației de Stat a drumurilor și ai companiei care a efectuat lucrările pe acest tronson. Procurorii au verificat dacă licitația a fost transparentă și dacă banii alocați pentru proiect corespund prețurilor de
de piață. Atunci oamenii legii spuneau că doar un angajat al administrației de stat a drumurilor are calitate de bănuit în dosar. Am transmis o solicitare la Procuratura Anticorupție pentru a afla la ce etapă este ancheta, însă deocamdată nu am primit un răspuns. Andrei Spânu a declarat că nu va comenta acțiunile organelor de drept și că lucrările de construcție au fost făcute fără încălcări. Punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta a fost inaugurat în luna mai anul trecut. Peste 600.000 de oameni și mai bine de 400.000 de locuințe au fost recenzate în aproape 3 săptămâni de când a început recensământul populației. La Soroca, peste 30% din populația raionului a fost chestionată. Recenzorii spun că în mare parte oamenii sunt binevoitori și răspund la întrebări, dar sunt și dintre cei care sunt rezervați sau nemulțumiți, fiind influențați de informații false despre recensământ. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt recenzorul dumneavoastră de sector. Pot să faceți? V-aș fi recunoscătoare pentru participare și pentru răspunsurile corecte. Cu mare plăcere. Peste 120 de recenzori au mers din casă în casă pentru a recenza locuitorii raionului Soroca. Chestionarul conține mai multe întrebări, iar oamenii spun că sunt conștienți de importanța datelor oferite. E necesar pentru a fie ca să știm măcar cât suntem și cum suntem și unde suntem. Să nu vorbească multe vorbi rele, că pentru a fie... Să ia asta fiecare 10 ani ca să știm câți persoane suntem, cine suntem. Вот этот вопрос, референдум, не то что одобрять, его надо приветствовать, потому что это долгожданный вопрос. В любом деле, где бы это ни было, это своего рода хорошая ревизия. Odată la 10 ani, cred că e binevenit și nu suntem prima și ultima țară care îl facem. Și la timp și normal, adică... La rândul lor, recenzorii spun că unii oameni sunt rezervați față de proces, fiind influențați de informațiile false care au apărut în spațiul public. Tot așteaptă niște întrebări de ochiate, când se termină chestionarul, întreabă, dar unde e întrebarea și ei? Care întrebare? Nu avem asta. Păi, dar pot spus că nu știu cine e, sunt niște întrebări. Nu sunt întrebări. Sunt întrebări simple care țin de social, de casă, de masă. Potrivit Biroului Național de Statistică, până pe 21 aprilie au fost recenzate peste 600.000 de persoane și peste 400.000 de locuințe din toată țara. Recensământul, care se va încheia pe 7 iulie, are loc odată la 10 ani, cu scopul de a obține date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației și locuințelor țării. Potrivit legii, participarea la recensământ este obligatorie. Refuzul de a oferi informații sau furnizarea de date incomplete în cadrul recenzării prevede amenzi de până la 2500 de lei. Apelul mitropolitului Vladimir, care a îndemnat preoții ce au trecut la Mitropolia Basarabiei să se pocăiască și să revină la Mitropolia Moldovei, este unul absurd. Asta spun unii clerici care au aderat la Mitropolia din subordinea Patriarhiei Române și reprezentanții Mitropoliei Basarabiei spun că mesajul este unul confuz. Din momentul în care am plecat, Mitropolia Moldovei ne-a atacat într-un mod imposibil. Deci am fost sancționat în tot felul, opriți, caterisiți, printr-un mod în care s-au încălcat absolut toate regulile procesuale. Este un apel absurd. Eu l-aș numi chiar nesincer, iată, în care vor să-și mai arate o dragoste falsă. Și parohul bisericii Sfântul Nicolae din Chișinău a numit apelul mitropolitului Vladimir un strigăt de disperare și spune că mesajul nu îl va face să-și schimbe decizia. Eu nu revin nicăieri, eu sunt în Mitropolia Basarabiei, sunt cu biserica mea mamă, am aderat și suntem acasă și atât-i tot. Înapoi, cale întoarsă nu avem. Nu putem umbla dincolo cu aici. Suntem oameni hotărâți, suntem oameni serioși, oameni naturi, am făcut pasul și suntem deciși să mergem până la capăt. Scopa a Moscovei de a ne menține în arealul ăsta post-sovietic.
Reacția preoților vine după ce, în cadrul ședinței Sinodului Mitropoliei Moldovei, Mitropolitul Vladimir a lansat un apel către slujitorii și clericii care au trecut la Mitropolia Basarabiei. Constatăm cu durere și dezamăgire alegerea sfințiilor voastre de a părăsi calea pe care cu sfințenie ați jurat să o urmați. Vă chemăm acum nu doar să meditați asupra greșelilor comise, ci să vă pocăiți profund și să reveniți în sânul bisericii. Se arată în mesajul Mitropolitului Vladimir. Solicitat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei ne-a spus că îndemnul este unul confuz. Deoarece până acum preoții care au aderat la Mitropolia Basarabiei, Mitropolia subordonată Rusiei, i-a catalogat ca preoți cu impedimente canonice, i-a catalogat ca preoți care au fugit. Acum această structură religioasă îi cheamă înapoi. Adică dacă sunt atât de răi și au atâtea impedimente, de ce acum iar urmează să îi recunoască? Credem că este un act de disperare. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, zeci de parohii au trecut de la Mitropolia Moldovei aflată în subordinea Patriarhiei Ruse, care susține deschis războiul, la cea a Basarabiei din jurisdicția Patriarhiei Române. Responsabilii de la Mitropolia Basarabiei spun că până la sfârșitul anului se așteaptă ca cifra preoților care au făcut acest pas să ajungă la 100. Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și în acest an separat de Mitropolia Moldovei și cea a Basarabiei. În premieră însă, Patriarhia Română a decis să aducă focul haric la Chișinău cu avionul într-o procesiune solemnă la aeroport. Lumina Sfântă va ajunge în capitală în sâmbătă dinaintea Paștelui. Aeronava care aduce Sfânta Lumină de la Ierusalim la București, împreună cu o delegație specială a Patriarhiei Române, va veni la Chișinău sâmbătă seară, apoi se va îndrepta spre Iași. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, aflată în subordinea Patriarhiei Române, ne-a spus că focul haric va fi întâmpinat la Aeroportul Internațional Chișinău. Delegația Patriarhiei Române, unde va fi întâmpinată de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Petru și cei doi episcopi ai Mitropoliei Basarabiei, împreună cu un sobor de preoți și credincioși și doritori. Ulterior, Lumina Sfântă va fi adusă la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din capitală, iar de acolo va fi împărțită bisericilor subordonate Mitropoliei Basarabiei și Mitropolia Moldovei a anunțat că va aduce focul haric de la Ierusalim la Chișinău. Cu binecuvântarea în al preasfințitului Mitropolit Vladimir, în acest an, preasfințitul Filaret, episcopul de Căpriana, vicar al Mitropoliei Moldovei, va conduce grupul de pelerini spre Țara Sfântă. Luni vor pleca, vor avea de săvârșit un pelerinaj timp de 6 zile în Ierusalim. Sâmbătă seara, aeronava cu Lumina Sfântă va ajunge la Chișinău, după care focul haric va fi dus la Catedrala Mitropolitană din Chișinău. Întrucât vor pleca cu o cursă comercială, fiecare își va achita atât biletul pentru zbor, cât și șederea de 6 zile în Țara Sfântă. Nu avem niciun ctitor, niciun sponsor, niciun ajutător în acest sens. În acest an, Paștele Ortodox se va fi sărbătorit pe 5 mai. O simulare de incendiu a avut loc astăzi la Liceul Constantin Sibirski din capitală, după ce în ultima lună pompierii au intervenit de 2 ori pentru a stinge flăcările izbucnite la Liceul Liviu Delean. Conform scenariului, un incendiu a izbucnit în clădire, iar 2 copii au rămas blocați și au fost evacuați de salvatori. Revenim cu mai multe imagini în câteva minute la știri. Și-a pus viața sa și a pasagerilor în pericol. Șoferul unui autobuz de rută a fost prins băut la volan în timpul cursei. Acesta avea depășită de peste 3 ori norma de alcool în aerul expirat. Responsabilii de la parcul urban de autobuze spun că șoferul urmează să fie concediat. Șoferul de pe ruta Chișinău Cluzești a fost oprit de polițiștii de patrulare după ce l-a observat pe acesta făcând manevre periculoase în trafic. Bărbatul de 62 de ani a fost înlăturat de la volan, iar pasagerii au ajuns la destinație cu un alt șofer. Potrivit responsabililor de la parcul urban de autobuze, dimineața înainte de a urca la volan, bărbatul a trecut controlul narcologic. Zilnic, personalul liniar preventiv emiterii la traseu este supus controlului narcologic, iar conducătorul
controlorul menționat în incident a trecut acest control în dimineața zilei de ieri și era apt de muncă. Șoferul ar urma să fie concediat. Poliția investighează cazul. În primele 3 luni ale acestui an, peste 1200 de șoferi au fost prinși în stare de ebrietate la volan. Tot în această perioadă, din cauza conducătorilor auto băuți, s-au produs 62 de accidente, soldate cu 6 morți și 33 de răniți. 3 bărbați, un tată, fiu și nepot din Nisporeni au fost reținuți după ce ar fi impus o femeie cu dizabilități să cerșească. Timp de 16 ani, aceasta ar fi fost transportată în mai multe țări din Europa, dar și în Rusia, unde cerșea în stradă. Suspecții obțineau zilnic până la 500 de euro de la victimă. Potrivit procurorilor de la Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, victima de 43 de ani era din Nisporeni, la fel ca cei 3 suspecți. Inițial, bărbatul de 63 de ani ar fi impus femeia să cerșească, profitând de starea financiară precară a acesteia, ea fiind și mama a 2 copii. Ulterior, schema a fost preluată de feciorul acestuia de 42 de ani, iar apoi de un nepot de 21 de ani. Cazul a fost deconspirat prin implicarea autorităților din România, unde a și fost reținut bărbatul de 42 de ani. În aceeași casă a fost depistată și victima. Procurorii au stabilit că femeia, care nu are picioare, a fost transportată să cerșească în mai multe state din Europa, inclusiv în România și Lituania, dar și în Rusia. Femeia victimă era adusă să cerșească în stradă și la centru comerciale cu mesaj inscripționat pe pancardă în care cerea bani pentru protezarea picioarelor. Însă nici după circa 16 ani de cerșetorie în diferite țări, nimeni din cei 3 bărbați investigați pentru traficarea ei nu i-au cumpărat proteze, ci au exploatat-o în continuare. Mai mult, pentru ca să nu dea de bănuit, la trecerea frontierei, suspecții au perfectat un certificat de căsătorie fals, precum că femeia ar fi soția unei rude de-a lor. În urma perchezițiilor acasă la cei 3 au fost găsite și alte pancarte cu mesaje false folosite la cerșit, precum și arme. După incendiile din această lună de la Liceul Liviu Deleanu din Capitală, IGSU a efectuat astăzi o simulare la o altă instituție de învățământ pentru ca elevii și profesorii să știe cum să reacționeze corect în astfel de situații. Conform scenariului, un incendiu a izbucnit în clădire, iar 2 copii au rămas blocați și au fost evacuați de salvatori. După ce au auzit un sunet lung, toți elevii și profesorii de la Liceul Constantin Sibirski au ieșit din clădire și s-au îndreptat către terenul de fotbal din apropierea instituției. Было очень громко, и лестница была забита просто, сложно было пройти. Команде эвакуации заблокировано 2 наших ребенка. Они между ними. Conform scenariului, în urma apelului, profesorii au stabilit că 2 copii au rămas în interior. Primii care au intervenit au fost elevii de serviciu, care își ajută colegii în situații de risc. Нам сразу вынесли носилки, вот огнетушители, тут первая медицинская помощь. Мы сразу пошли спасать по установке, где находится девочка, вытащили ее и сразу принесли к медпункту. Între timp au ajuns și pompierii care au verificat clădirea și evacuat și al 2-lea copil. În cadrul simulării, elevii au învățat cum să utilizeze un stingător, pentru că în situații mai puțin periculoase să poată interveni singuri. Важнее всего не паниковать, хоть это очень сложно, но надо стараться держать себя в руках и следовать инструктажам, которые у нас проводятся ежегодно в школе. Sunt foarte important în ziua de azi. Noi cunoaștem toți situația și noi facem așa exerciții 2 ori pe an. Suntem dotați cu stingătoare, avem planurile de evacuare, dar sperăm că în timpul apropiat o să avem și sistemul de antiincendiu. Potrivit responsabililor de la EGSU, astfel de simulări se organizează
organizează în toate instituțiile de învățământ din țară. Ne-am propus să efectuăm un exercițiu prin care să vedem dacă copiii sunt pregătiți să poată reacționa corect într-o situație excepțională, într-o situație de risc sau un eventual incendiu. În ultima lună, la liceul Liviu Doleanu din capitală au izbucnit două incendii, unul dintre care a creat pagube materiale, copiii fiind nevoiți să învețe 2 săptămâni în regim online, timp în care s-au făcut lucrări de reparații. Hamas a difuzat o înregistrare video cu un ostatic răpit la festivalul Nova, care îl critică pe premierul israelian pentru că nu a făcut suficient pentru eliberarea ostaticilor. Părinții tânărului de 23 de ani, care are brațul stâng amputat, au reacționat imediat printr-un filmuleț în care îl îndeamnă pe fiul lor să rămână puternic. Vedeți la știri cum au comentat oficialii israelieni. Forțele armate ruse au avansat în 2 așezări din regiunea Donețk, în timp ce lupte intense se duc în preajma localității Ceasoviar, pe care rușii încearcă să o cucerească până la 9 mai. Pe lângă atacurile de pe front, Rusia continuă să bombardeze zonele civile ale Ucrainei. La Nicolaev, 2 militari au fost uciși și 5 salvatori au fost răniți, iar 6 persoane au fost rănite în regiunea Cercasă. Trupele ruse au făcut progrese semnificative în Krasnogorivka, regiunea Donețk, relatează publicul militar Deep State. Ar fi ocupat o parte din cartierele sudice ale orașului la vest de Donețk. În raportul de dimineață al statului major general, Krasnogorivka este menționată ca fiind locul în care forțele armate ucrainene rețin încercările Federației Ruse de a ataca și de a sparge apărarea. Ministerul rus al apărării a difuzat imagini cu luptele care au loc în localitatea Lastochkino, în direcția Avdiivka. Potrivit rușilor, forțele armate ucrainene au suferit pierderi grele și au abandonat armele, inclusiv cele de fabricație străine. Здесь проходили, уходили некоторые группы туда уходили, остальные прямо уже. Он уже стоит. Forțele armate ucrainene confirmă atacurile și încercările de a sparge apărarea, dar nu și succesele inamicului. Armata Ucrainei duce lipsă de artilerie și muniție și este depășită cu 10 la 1 în unele locuri, în timp ce se luptă să facă față atacurilor rusești tot mai agresive și mai numeroase. Ostrel! De la începutul acestui an, Rusia, care se bucură de un avantaj imens în ceea ce privește atât numărul de soldați cât și echipamentul militar, a încercat să preia inițiativa în conflict, bombardând orașele Ucrainei cu rachete și forțând forțele guvernului de la Kiev să se retragă din orașul estic Avdiivka. Forțele rusești au făcut progrese semnificative într-un coridor îngust din estul Ucrainei, în timp ce ofensiva Moscovei de a cuceri teritoriul înainte de sosirea ajutorului militar occidental pare să se intensifice. După aprobarea ajutorului american, forțele ruse și-ar putea schimba obiectivul în următoarele săptămâni pentru a viza infrastructura de transport a Ucrainei, scrie Institutul pentru Studiul Războiului. Rusia își va extinde zona tampon în interiorul Ucrainei dacă Kievul va primi rachete cu rază mai lungă de acțiune din partea SUA, a avertizat Kremlinul. Statele Unite au confirmat că au transferat în secret rachete ITACMS cu rază lungă de acțiune în Ucraina la începutul lunii aprilie pentru a fi utilizate pe teritoriul ucrainean. Anterior, Reuters a raportat acest lucru cu referire la surse. Potrivit jurnaliștilor, forțele armate ucrainene le-au folosit pe 17 aprilie pentru a ataca un aerodrom militar din Crimea anexată. Washingtonul nu a confirmat și nici nu a infirmat acest lucru, trimițând întrebarea autorităților de la Kiev. În ultimile săptămâni, Statele Unite au trimis în secret rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei. Aceasta este o schimbare semnificativă, deoarece în aproape toate celelalte situații, SUA și-a anunțat public decizia înainte ca armele și echipamentele să fie expediate în străinătate. I can confirm that the United States provided Ukraine with long-range ATACMS at the president's direction. He quietly directed his national security team to send ATACMS to Ukraine for use in Ukrainian sovereign territory in February. They started moving as part of the military aid package we announced on March 12th. Consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, a spus că a fost livrat un număr semnificativ de rachete și vor fi trimise mai multe. We've already sent some. We will send more now that we have additional both authority and money.
I'm not going to get into specific numbers for operational reasons. I believe they will make a difference. Potrivit lui, Statele Unite și-au schimbat poziția în privința TACAMS din cauza că rușii au folosit rachete balistice primite din Coreea de Nord și pentru că au atacat infrastructura esențială din Ucraina. El a spus că Ucraina s-a angajat să folosească armele doar în interiorul Ucrainei, nu în Rusia. Oficialii americani au afirmat că rachetele au fost folosite pentru prima dată în 17 aprilie, fiind lansate împotriva unui aerodrom rusesc din Crimeea, care se află la aproximativ 165 de kilometri de linia frontului ucrainean. Dezvăluirea că Ucraina a folosit TACAMS cu rază lungă de acțiune împotriva forțelor ruse a venit în contextul în care președintele Biden a semnat un pachet de ajutor extern care oferă aproximativ 61 de miliarde de dolari pentru Kiev. It's going to make the world safer. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit Washingtonului pentru aprobarea ajutorului militar de 61 de miliarde de dolari. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому. І лише так буде дійсно менше загроз свободі. Totodată, Marea Britanie a anunțat că va trimite un cadou special forțelor aeriene ucrainene în următorul pachet de ajutor, care va include și bombe cu ghidaj laser PVA-4. Bombele ar putea fi lansate fie de avioanele de luptă F-16 fabricate de SUA, care urmează să sosească în câteva luni în Ucraina, fie de avioanele mai vechi din epoca sovietică. Marea Britanie a promis că va crește sprijinul militar pentru Ucraina cu 500 de milioane de lire sterline, pentru ca suma totală pentru acest an financiar să ajungă la 3 miliarde. Miliarde de lire sterline. Hamas a difuzat o înregistrare video cu un ostatic israelian de 23 de ani răpit la 7 octombrie în sudul Israelului. Tânărul, care apare în clip cu o mână amputată, palid și slăbit, îi critică pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și guvernul său pentru că nu au făcut suficient pentru eliberarea ostaticilor. Drept reacție, într-un filmuleț video, părinții ostaticului îl îndeamnă pe fiul lor să rămână puternic și să supraviețuiască. Ostaticul care apare singur pe ecran așezat pe un scaun de plastic în fața unui perete alb se prezintă ca fiind Herz Goldberg Polin, în vârstă de 23 de ani. În înregistrarea video nedatată, el este auzit citind un mesaj scris probabil de Hamas în care li se adresează premierului israelian Benjamin Netanyahu și membrilor guvernului israelian. Ați înțumit băie și chimat mătaim iom anahul nimțăim po, ve coni se notă hilu cel țal cașlu. אתם צריכים להתבייש שהפצצות חיל האוויר הרגו כמעט 70 חטופים כמוני ואתם צריכים להתבייש ששוב ושוב כל עסקה שעולה על השולחן אתה והממשלה שלך שוללים. הרס גולדברג פולין a fost răpit la festivalul muzical Nova când Hamas a atacat Israelul pe 7 octombrie. Videoclipul îl arată cu brațul stâng amputat. Martorii au spus că a fost aruncat în aer când el a ajutat să arunce granate dintr-un adăpost unde se ascundea oamenii. Imediat după difuzarea acestei înregistrări video, părinții ostaticului israeliano-american i-au transmis într-un filmuleț video să rămână puternic și să supraviețuiască. And if you can hear us, I am telling you, we are telling you, we love you, stay strong, survive. Tatăl lui Herz face apel la guvernul israelian să negocieze eliberarea ostaticilor ținuți captivi mai bine de 200 de zile. Seeing a video of Herz today is overwhelming. We're relieved to see him alive, but we are also concerned about his health and well-being, as well as that of all of the other hostages and all of those suffering in this region. Și armata israeliană a venit cu o reacție după difuzarea acestei înregistrări în care amenință că va distruge Hamas și va elibera ostaticii. Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. Guvernul israelian negociază indirect cu Hamas prin intermediul unor țări mediatoare, precum Qatar și Egipt, pentru a încerca să ajungă la un acord de armistițiu care să permită schimbul unora dintre ostatici cu deținuți palestinieni aflați în închisorile israeliene. Însă discuțiile nu au dat rezultate până în prezent. Potrivit autorităților israeliene, 133 de ostatici sunt încă ținuți captivi de Hamas. Atacul de la 7 octombrie în sudul Israelului a antrenat moartea a 1170 de persoane, potrivit unui bilanț AFP întocmit pe baza unor date oficiale israeliene. Alte 250 de persoane au fost răpite atunci.
O femeie de 60 de ani cu un aspect uluitor de tânăr a câștigat un concurs de frumusețe și s-a calificat pentru Miss Argentina. Dacă va câștiga și concursul național de frumusețe, Alejandra Rodriguez va ajunge la concursul Miss Univers, care de anul trecut a eliminat limita de vârstă. Revenim cu detalii în jurnal. Turiștii care au ajuns astăzi în gara din Veneția au trebuit să cumpere un bilet de intrare de 5 euro pentru a se plimba pe faimoasele canale ale orașului. Taxa trebuie plătită de către toți vizitatorii cu vârsta de peste 14 ani care intră în oraș în zilele de sărbătoare și în weekenduri. Măsura are ca scop reducerea aglomerației și va fi valabilă până la jumătatea lunii iulie. În fața elegantei stații Santa Lucia, principalul punct de intrare în Veneția, a fost amenajat un ghișeu de bilete pentru a-i ajuta pe turiști. Unii vizitatori au salutat inițiativa, alții însă nu, în ciuda prețului modest. I don't know if it's worth it if I'm there, but I guess yes, it could be a good chance for the city also to get more money and invest it in the city themselves. Yeah, we spend a lot to visit Italy. Exactly. So if they put also 5 euros for a city extra, I think it's a bit too much. 5 euros are not so much money for because they had several problems in the past with too much pollution, too many tourists and the water is dirty. Taxa de intrare de 5 euro se aplică în 29 de zile specifice, între 25 aprilie și 14 iulie, în weekenduri și sărbători. I'm not against. It makes sense. I'd pay it. It's beautiful here. I'd pay the 5 euros. What are you drinking? Limoncello. We're from Chicago. We have to try everything. Veneția devine astfel primul oraș turistic din lume care percepe o taxă de intrare, asemenea unui parc de distracții. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi cuprinse între 50 și 300 de euro. Anterior, orașul, care este unul dintre cele mai vizitate din lume, a interzis accesul navelor de croazieră gigantice în centrul său istoric. În plin sezon, 100 de mii de turiști dorm în Veneția, pe lângă zecile de mii de vizitatori zilnici. Momente dramatice au fost surprinse pe o autostradă într-un oraș din statul american Minnesota. Un bărbat a rămas blocat într-o mașină cuprinsă de flăcări, iar alți șoferi i-au sărit în ajutor. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. O cameră de bord a filmat momentul în care mai mulți șoferi încearcă să salveze bărbatul care a rămas blocat într-o mașină ce tocmai luase foc. În filmare se vede cum oamenii încearcă cu disperare să deschidă ușile mașinii înainte ca cineva să reușească să spargă geamul portierei din dreptul șoferului. Împreună cu ceilalți oameni care au venit să ajute, bărbatul a fost îndepărtat de autoturism. Șoferul a fost dus la un spital din apropiere și nu a suferit răni grave, potrivit BBC. Autoritățile au spus că o Honda a virat brusc spre dreapta și s-a izbit de un stâlp de pe marginea autostrăzii, apoi a lovit un parapet înainte de a izbucni în flăcări. După promulgarea legii care ar putea interzice aplicația TikTok în SUA, șeful companiei a spus că firma nu pleacă nicăieri și că se așteaptă să câștige o contestație pentru a bloca legislația. ByteDance, cu sediul în China, are 270 de zile la dispoziție pentru a renunța la activele TikTok din SUA sau pentru a se confrunta cu o interdicție. La câteva momente după ce Joe Biden a semnat legea care ar putea interzice aplicația în Statele Unite, șeful TikTok a reacționat printr-o înregistrare video pe platforma căreia îi aparține. Rest assured, we aren't going anywhere. We are confident and we will keep fighting for your rights in the courts. The facts and the Constitution are on our side and we expect to prevail again. Șeful TikTok a declarat că firma se așteaptă să câștige o contestație pentru a bloca legislația promulgată de președintele Joe Biden. El a adăugat că TikTok va continua să funcționeze în timp ce compania contestă restricțiile. It's actually ironic because the freedom of expression on TikTok reflects the same American values that make the United States a beacon of freedom. Șeful TikTok a lansat de asemenea un apel prin care i-a îndemnat pe cei 170 de milioane de americani de pe platformă să spună cum le-a schimbat viața această aplicație, iar videourile nu au întârziat să apară. TikTok allows me that unique ability to, you know, just go and be myself in front of a large audience and have people support my business because they like who I am and what I'm about. It's an amazing resource for us. We probably wouldn't be as large a farm as we are in our community if it wasn't for TikTok, because that's how we're able to connect with the community.
Senatul Statelor Unite a adoptat ieri un proiect de lege care ar putea duce la interzicerea TikTok. Potrivit noului pachet legislativ, compania chineză care deține TikTok va fi obligată să vândă aplicația unui investitor american, altfel riscă interzicerea ei în SUA. Decizia Senatului vine după ani de îngrijorări legate de securitatea datelor și potențialul companiei ByteDance să le împărtășească cu guvernul chinez. Numeroși oficiali americani, atât democrați cât și republicani, susțin că platforma cu videouri scurte și distractive permite Chinei să spioneze și să manipuleze utilizatorii. TikTok a negat vehement aceste acuzații, dar controversa a continuat să umbrească populara platformă. O rișca de vânt care decora celebrul cabaret Moulin Rouge din centrul Parisului a căzut, fațada clădirii fiind avariată de căderea celor patru palete. Acoperite cu o prelată verde, paletele rupte de la cabaretul Moulin Rouge erau încă pe jos azi dimineață. Nu au fost raportate persoane rănite în urma acestui incident. Motivul căderii paletelor nu este deocamdată cunoscut. Serviciile de urgență au declarat că nu există niciun risc de prăbușire a clădirii. O femeie de 60 de ani din provincia Buenos Aires a câștigat un concurs de frumusețe și s-a calificat pentru Miss Argentina, care va determina candidata țării la Miss Univers. Începând cu acest an, competiția nu se mai adresează doar femeilor cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani. Astfel, regulile spun că pot participa și concurente mai mature. Alejandra Rodriguez, avocată și jurnalistă, a câștigat de curând titlul de Miss Buenos Aires și astfel s-a calificat la concursul național de frumusețe Miss Argentina. Nimic e și din comun dacă femeia nu ar avea vârsta de 60 de ani. Concurența a fost acerbă, la concurs fiind înscrise 10 de femei foarte tinere. Alejandra Rodriguez însă a reușit să le detroneze pe toate. Estoy viendo lo más importante parece que es que salí seleccionada y que tengo 60 años. Esto se debe a que bueno, el concurso es el primer concurso durante toda la historia de Miss Universo que es inclusivo. Esto implica que hemos podido participar mujeres de todas las edades, de distintas características físicas, de distintas alturas, así que esto es algo nuevo y esto es lo que está causando esta sensación. Vorbind despre aspectul ei și despre cum reușește să arate atât de bine la vârsta ei, Alejandra a spus că se antrenează de 3 ori pe săptămână și încearcă să mănânce cât mai sănătos posibil. Tengo que decir que el proyecto, nosotras empezamos a trabajar hace 2 meses desde la fecha de la inscripción. Venimos trabajando no solamente en lo que es exterior, sino en lo interior, preparándonos, estudiando. Aspectul tineresc al femeii de 60 de ani a stârnit deja o dezbatere aprinsă online, mulți declarându-se uluiți și spunând că arată mai tânără cu cel puțin 20 de ani față de vârsta pe care o are. De asemenea, oamenii spun că are șanse mari în următoarea etapă în cursa pentru Miss Univers. Ahora estoy representando la provincia de Buenos Aires. Claro. Y bueno, y si logro el triunfo, voy a presentar a la Argentina en México. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Survivor România. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!